Astăzi jucăm Stumble Guys și am văzut ceva pe shop. Hai să vă arăt acum. Vedeți aici speciale Legendary 400 ăsta, speciala 55. Bă, și mă întrebam de ce sunt 55 la speciale, mă? Știți care e faza, nașpa? Eu nu mai am gemuri, că le-am făcut ieri când am deschis Ancient acesta. Sau de fapt nu, mi se pare că l-am deschis pe un shorts care o să apară în câteva zile, deci o să vedeți acolo și mi-a picat și așa. Dar mă gândeam eu, păi de ce sunt 400 la legendare și doar 5 și la speciale? Păi când am dat, păi ce să vezi, sunt doar două speciale, adică nu sunt toate. Sunt astea două, ăsta verde și ăsta albastru, din Amitronul. Și în rest, nu cred că mai e nicio specială pe aici. Mai vedeți voi vreo specială? Nu cred. Cred că astea sunt. Dar da, din păcate nu avem, dar hai să luăm free prize-urile astea și ce culoare pică la primul free prize, nu trebuie să-l atingem un match. Iar ce culoare pică la al doilea free prize, trebuie să-l atingem un match. Hai să facem așa, să dăm reverse așa puțin la el. Și hai prima oară să deschidem primul free spin și hai să vedem. Dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri pe care vreți să le mai fac în Stumble Guys. Și Mamă, un token, bă, dar dacă să-mi dea un token, mai bine nu-mi dă nimic. Mai bine îmi iau un euro dacă să-mi dea un token. Mai bine îmi ia banii dacă să-mi iau un token. Bine, astea nu sunt cu bani și așa. Mamă, cum era să-mi pici 150 de gemuri, mamă, cât te făceam cu ăla. Ta, hai să luăm ăsta, hai să ne-l punem așa ăsta. Și da, după cum bine v-am zis, bă, stai. Ce-a picat, că nu mai știu. Stai, că la primul a picat, deci... Nu trebuie să atingem mov, mamă, uite-se-mi ce am zis că facem. Deci la primul nu trebuie să atingem mov, că ăla e mov, nu? E mov. Da, ăsta e mov la Stumble Token, roz mov, cam spre mov, deci mov. Și în al doilea meci trebuie să atingem culoarea pielii, adică ăsta, cum să zic eu, un galben, alb, galben sau ce culoare? Culoarea pielii, bă, cum e? Galben, portocaliu? Habar n-am, trebuie să atingem ceva asemănător așa, hai să vedem totuși dacă o să găsim, dar prima oară trebuie să nu atingem culoarea roz. Mov, de fapt, așa, mov, da, mov, hai să vedem cu primul meci. Și ce n-avem voie să atingem? Mov n-avem voie să atingem, mamă, deci e cam riscant aici la început, după cum puteți vedea e mov-ul ăsta și petele astea pe aici, mamă, ce am crezut că mă dă la jos, dar trebuie să am grijă nici să nu cad, adică nu trebuie să cad la astea, că mai sunt aici, hai să mă duc pe partea asta cu galben, cu portocaliu și așa, ca să nu ating, mamă, stai că ăla, de fapt, aia e într-un fel culoarea, nici aia, deci nici pe aia n-aveam voie să o ating. Nu! Bă, l-am atins, bă, nu, bă, nu sunt capabil un challenge, mă, să fac și eu, mă. Bă, fix pe ăsta cu atinsul, nu sunt capabil să-l fac, mă. Deci nu sunt capabil. Și parcă vezi că la următorul, în al doilea meci, de la a doua chestie, o să fiu capabil, adică nici acolo nu o să fiu capabil să ating cum ar veni, că acolo trebuie să ating. Hai să facem de asta și sper să nu se întâmple cum s-a întâmplat într-un short. Am vrut să fac eu treaba asta și nu m-am uitat câte persoane sunt în spate și așa să califice și m-am dus, nu m-am mai calificat eu. Pam, 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 pam. Și a doua hartă. Opa, deci am zis că n-avem voie să atingem culoarea pielii. Mamă, deci, mamă, băi, trebuie să mă duc pe galben, nu ăla, că pe la mijloc cam e culoarea pielii, deci trebuie să mă duc pe margine, după cum puteți vedea voi acolo. Bă, nu cred că e greu, nu cred că e greu absolut deloc, dar hai să vedem. Trecem pe aici așa. Bă, nu! Bă, să fiu... Bă, nu! S-au calificat toți. Da, și cam atât a fost cu acest videoclip, din păcate n-am reușit să trecem. Mamă, ambele challenge-uri le-am pierdut incredibil așa și nici gemuri n-am să mai deschid ăsta, că aș fi vrut să deschid ăsta. Bine, dar de fapt, nu știu, mai... Cred că era mai bine decât ăsta, sau de fapt nu, că aici sunt mai multe și așa, deci... Într-un fel e ok că l-am deschis pe ăsta, nu știu, habar n-am, spuneți-mi voi acolo în comentarii. Oricum, am făcut acest videoclip, un videoclip mai informativ să zicem, ca să știți și voi că au apărut astea pe shop, expiră în 5 zile, 6 de fapt. Că 22 de ore așa. În fine, deci dacă aveți 400 de gemuri, să luați o legendară și așa, puteți și așa. Și speciale 55 de gemuri.
Bă, e bine, da, nu sunt doar speciale, asta e toată treaba, de aia sunt 55 de gemuri, care cred că ar trebui să fi fost dublu la legendări, adică să fie 800, 1000, nu știu, habar n-am. Și da, sper că v-a plăcut acest episod, dacă mai vreți episoade de genul pe Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenger pe care vreți să le fac în următoarele videouri de Stumble Guys. Cu voi a fost Rafael, noi ne vom revedea la un nou alt episod, pa, pa!